au fost două criterii foarte importante. În primul rând, de foarte mult timp apreciez colectivul de aici, de la Suceava, din vestiar și băieții împreună cu staful tehnic. Al doilea motiv foarte important, îmi place foarte tare jocul echipei în viteză și consider că o să mă integrez foarte bine și publicul. Am jucat de foarte multe ori aici. Îmi doresc să vină în continuare și să susțină echipa la fel cum au făcut-o și până acum și să mă susțină și pe mine o dată cu echipa. Echipa a avut un început un pic mai slab, să zic, adică au avut două meciuri care trebuiau câștigate, dar per total, până acum, după primele 9 etape, sunt pe un loc foarte bun și cu un punctaj foarte bun. Noi colegi, de fapt, nu prea sunt noi colegi, cu majoritatea aici mă refer la cei din generația de 96-97, mă știu de la loturile de tinereți și juniori, cu alt jucător important din echipă, Adi Târziorul, mă știu de pe vremea când am jucat la Energia Târgu Jiu, la fel și cu antrenorul Budi, Bogdan Soldenescu, am fost coleg cu el tot în postura de jucător la Târgu Jiu. Deci pot să spun că mă înțeleg foarte bine cu ei și menționez încă o dată, a fost un criteriu important în venirea mea aici. Naționala de seniori consider că e un punct pentru toți jucătorii și toți jucătorii își doresc să ajungă acolo și să își reprezinte țara. Un mesaj pentru suporteri? Îi aștept în continuare număr cât mai mare la sală să ne susțină și sper că o să-i bucur și eu cu evoluții cât mai bune la CSU Suceava. Da, e un jucător pe care ne l-am dorit și în vară, dar n-am reușit să concretizăm acest transfer. Ne bucurăm că s-a decis acum să vină. E un jucător la o vârstă matură pentru handbal, are 26 de ani, joacă pe un post unde noi am scârțit în anii precedenți, cel de interdreapta, pentru că am dus lipsă de stângaș de valoare. Acum eu cred că am completat acel post foarte bine cu Bobo Iordache, care și-a făcut treaba în aceste prime 9 etape, iar Bogdan vine ca să creeze o concurență acolo pe acel post. Suntem mulțumiți de evoluțiile lui Bobo, dar trebuia încă un jucător în spatele lui sau chiar în fața lui să vedem cum vor evolua lucrurile. Nu trebuie să-i cuțeam. Da, să-i cuțeam.